Bun găsit, bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Radar TV. Este joi, ora 19 și în această seară vom discuta, zic eu, pe marginea unui subiect extrem de interesant, din punctul meu de vedere, chiar dacă mulți dintre dumneavoastră nu sunteți în sentimentul meu. Vom vorbi despre cultură, despre patrimoniu cultural mai exact, despre ceea ce, de regulă, politicienii campaniei electorale ne povestesc și ne promit vrute și nevrute, adică vrute, ceea ce noi ne dorim, și mă refer aici la tot ceea ce înseamnă obiective turistice. Și e foarte bine că unul dintre subiectele forte în campanie electorală este reprezentat de cum să ne promovăm turistic orașul, ce obiective turistice avem și să-i aducem pe turiști la noi pentru a aduce, bineînțeles, odată cu asta și plus valoare. Ați văzut că de regulă nu se întâmplă mare lucru și o să vorbim și despre obiectivele turistice din orașul roman, bineînțeles. Nu se întâmplă pentru că după ce s-au văzut înțepeniți în funcțiile alea alese, bineînțeles, ca urmare a votului pe care îl primesc de la noi, politicienii cam uită promisiunile pe care le fac. Dar se întâmplă asta în România de foarte mult timp. S-a întâmplat și în perioada interbelică, se întâmplă și acum în perioada PCR-ului, când PCR-ul a fost la putere, lucrurile stau cu puțin altfel. Ei bine, vom vedea de ce conacele sunt lăsate în paragină în România și în județul Neamț. Vom vedea ce mai fac detectoriștii, vânătorii de comori și relația lor cu legea. Și, bineînțeles, vom discuta în principal despre ceea ce înseamnă patrimoniul cultural al județului Neamț. Împreună cu invitata din această seară este vorba de doamna Roxana Josanu, director al Direcției Județene de Cultură pentru Cultură Neamț. Să rămână, bine ați venit la noi! Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Cum să nu, cu drag de fiecare dată, doamna Josanu. Doamna director, am discutat puțin și înainte de a intra în emisiune. Sunt atât de multe lucruri pe care merită să le explicăm și să le arătăm telespectatorilor. Oameni care probabil că luați cu treaba de zi cu zi, nu acordă un interes atât de important acestui subiect, care mie mi se pare deosebit de interesant. Când vorbim despre patrimoniul cultural, eu mă gândesc că vorbim despre moștenire, vorbim despre istoria locurilor, vorbim despre ceea ce înaintașii noștri ne-au lăsat și ceea ce a mai rămas, de fapt, pentru că, de regulă, multe din aceste părți ale moștenirii au dispărut între timp și, din păcate, se întâmplă asta și în ziua de astăzi. Vedem cum clădiri care ar putea fi lejer incluse în lista monumentelor istorice, dispar din județul Neamț, din Roman, din Piatra Neamț, pentru că spuneați dumneavoastră că nici legea nu este perfectă, nu este atât de bună și ar suporta, dacă ar fi și interes, niște modificări care să fie în favoarea noastră, în favoarea acestui neam până la urmă, că atunci când vorbești despre istorie, vorbești despre rădăcinile tale. Dacă tu distrugi tot ce ți-au lăsat părinții tăi, vezi că nu mai e absolut nimic. Și bineînțeles, merge și pe partea economică, nici turiștii nu mai au ce să vină, la ce să vină să vadă, ce să vadă, dacă tu nu mai e absolut nimic. Așa greșesc? Nu greșesc deloc și spuneați că vorbim despre istorie, despre trecut, despre identitate locală și națională. Este foarte important pentru că s-a tot pus accent pe acest element și Ministerul Culturii se numea la un moment dat Ministerul Culturii și Identității Naționale. Exact. Acum nu mai are această denumire. Da, și spuneați despre lege și despre proceduri. Este foarte greu acum să protejăm ceea ce nu a fost trecut în lista monumentelor istorice prin omisiune și prin neglijență, zic eu, pentru că procedurile de clasare sunt foarte complexe, sunt foarte costisitoare și sunt greu de finalizat și tocmai de aceea, atunci când s-a făcut prima listă oficială a monumentelor istorice, cea din 2004, am constatat că în județul Neamț multe obiective au fost lăsate pe din afară, nu au fost cuprinse în această listă. Cred eu, pentru că nu au fost efectuate vizite în teren. Nu s-a mers, nu s-au evaluat clădirile, deși atunci la Direcția pentru Cultură exista și arhitect, exista și arheolog, ceea ce astăzi nu mai avem. Da, într-adevăr, specialități rare pentru zilele noastre la Direcțiile pentru Cultură și vorbesc pe general. Foarte importante. Și foarte importante. Și atunci, pentru că multe obiective au fost lăsate în afară, în momentul în care tu puteai să le treci în listă doar pe bază de propuneri, acum, când ai o documentație de clasare atât de stufoasă, este foarte greu să recuperezi din pierderile pe care le-am suferit anterior. Nu mai zic de toate clădirile care deja au fost demolate, care puteau să facă parte din patrimoniu și fiind protejate, poate că și ziua de astăzi ne-am fi bucurat de ele. Introducerea sau declararea statutului de monument istoric este o procedură destul de complexă, din câte am înțeles. Foarte complex. Primul pas este clasarea, cum a spus noastră. Clasarea înseamnă că ai introdus pe o listă care te duce cu gândul la protecție, la protejarea acelui edificiu. Da, dar pentru a clasa studiile pe care trebuie să le întocmești cu specialiști atestați de Ministerul Culturii sunt
foarte costisitoare pentru a avea resursele necesare, mai ales dacă ține cont de bugetele direcțiilor pentru cultură. Este foarte greu, să zic, într-un an de zile, dacă poți să faci una sau cel mult două clasări de obiective în patrimoniu. Dosarele sunt scumpe, atestații sunt puțini, prețurile sunt mari, documentarea durează mult. De obicei, la o clasare ar trebui în 12 luni să termin procedura, dar niciodată nu se întâmplă așa, pentru că după ce termin cu documentarea și întocmești toată documentația, trebuie să mergi prin comisie de specialitate și acolo durează iarăși foarte mult, se tot amână, se cer completări și ajungem la, să zic, minim 2-3 ani în care poți să finalizezi o procedură de clasare. Este mult. Foarte și mult. Pentru cât de multe imobile avem noi lăsate neclasate, vă dați seama că practic este imposibil. Vor fi distruse, adică există posibilitatea să fie distruse până când o să se ajungă la clasarea lor, dacă dumneavoastră veți face acest pas, pentru că inițiativa trebuie să aparțină direcțiilor. Da, interesant, iar faptul că spuneți că într-un an procedurile astea sunt destul de, sau puteți face maxim 2-3 proceduri din cauza că sunt costisitoare, ar trebui ca statului român sau reprezentantul statului român să, pentru reprezentantul statului român să reprezinte un semnal de alarmă, zic eu, și să ia măsuri să schimbe cumva unghiul din care ei privesc această problemă și să încerce să rezolve situația, pentru că am spus-o la început, nu facem politică, nu mă interesează de politică, nu arăt cu deci nici spre unii, nici spre alții, pentru că din punctul meu de vedere toți sunt la fel, au aceeași mamă, dar din păcate este trist să vezi cum distrugem ceea ce mai avem. Da. Eu am o groază de exemple și nici nu vreau să le dau. O să ne referim și o să ne povestiți puțin despre Conace. În orașul roman sunt clădiri, sunt exemple elocvente privind distrugerea patrimoniului cultural local. Bine, sunt și alte instituții care trebuie să facă pasul și să se implice și nu o fac, pentru că există cârdășii la nivel local și așa mai departe. Dar se vede că în ani, din ce în ce mai mult, din păcate, dezinteresul este mai mare. Da. Pentru partea asta de ce înseamnă patrimoniul cultural. Nu știu dacă se pune accentul la școală, de exemplu, mă refer la școală roman sau la Piatra Neamț sau la Buzău, profesorii de istorie, de exemplu, dacă le explică, nu știu dacă există în organigramă, în metodologie, în ceea ce fac ei acolo, le explică copiilor despre patrimoniul cultural local. Din păcate, ce avem noi în oraș, ce avem noi în județ. Ar fi extrem de utile aceste ore de educație pentru patrimoniu, pentru că dragul de patrimoniu se creează încă din copilărie. La cei mici, dacă le inoculezi această dragoste, dacă le explici ce înseamnă patrimoniu, de ce trebuie să-l protejăm, ce valoare reprezintă aceste obiective, atunci când vor ajunge mai mari, atunci cu siguranță vor face mai mult pentru acest domeniu. Nu există asemenea ore și există, și să spunem că acesta este un minus pentru educația din România. De altfel, s-a discutat în actuala procedură de întocmire a codului patrimoniului cultural să fie introduse și responsabilități pentru Ministerul Educației în sensul introducerii acestor ore de educație pentru patrimoniu în școală. Foarte important ar fi, în alte țări există asemenea ore și sunt foarte utile. Se vede că altfel se înțelege patrimoniul în Occident și altfel este înțeles în România, unde copiii, foarte mulți dintre ei, nici nu știu ce înseamnă, nici nu știu care sunt valorile locale, nici nu-și cunosc obiectivele valoroase din localitatea în care locuiesc. Dar este păcat, pentru că într-adevăr există riscul și să confiscă mulți copii și nu din vina lor. Ajung la maturitate, trec de adolescență și așa mai departe și o să li se întâmple să treacă în fiecare zi pe lângă o casă, de exemplu, Sergiu Celibidache, de exemplu, casa lui Sergiu Celibidache, și mă gândesc că nu toți știu despre ce este vorba. Sigur. Aici este și vina învățământului, a celor care cred că predau istoria și nu se apleacă, dar nu că nu vor ei, pentru că programa nu prevede, probabil, nu au astfel de ore. Dar este păcat și bine a spus că în străinătate lucrurile sunt cu totul altfel. Știți cum e? Nu am inventat noi roata. Sigur. Ne putem inspira și putem să facem, să aplicăm așa cum știm noi și ne pricepe, să aplicăm aici ceea ce vedem în altă parte ca să fie bine. Exact. Dar din păcate nu se întâmplă treaba asta. Ați văzut că românii merg în număr destul de mare și nu numai în Grecia, Atena, Acropole și așa mai departe, unde, bine, mulți spun că, uite, vezi niște pietre acolo, dai nu știu câte zeci de euro și dar cei mai mulți dintre ei simt valoarea a ceea ce văd acolo. De asta mă doare cel mai tare, cel puțin în cazul politicienilor, în cazul celor care au puterea în mână și pot decide. Măi, dacă îți place să mergi la Bruxelles, să vezi
tot ce este frumos acolo, clădiri în centru vechi și așa mai departe. Îți place să mergi la Paris, îți place să mergi la Atena și apreciezi la Amsterdam. Apreciezi ceea ce vezi acolo. De ce nu ai grijă și de valorile tale aici acasă? De ce nu ce să le pui, să le protejezi? Să dai o lege și să le scoți, să-i obligi pe proprietari să nu numai să le îngrijească, să le și scoată în evidență cumva. Pentru că astea sunt obiectivele turistice, nu? Exact. Și noi explicăm proprietarilor nu doar faptul că sunt obligați prin lege să protejeze aceste obiective, dar ce avantaje există atunci când ai în proprietate un asemenea obiectiv. Ce poți să faci cu acest obiectiv astfel încât, din punct de vedere economic, să existe și un câștig, pentru că din patrimoniu se poate și câștiga. Ori, din păcate, nu reușești să găsești această înțelegere, nu numai la nivel de proprietari simple, persoane fizice, nici la nivel de autorități publice locale, care ar trebui să înțeleagă cel mai bine și să încerce să iasă în față cu aceste obiective, pentru că asta este ceea ce spuneați dumneavoastră, turismul și dezvoltarea turistică. De aceea, în județul Neamț nu avem un turism performant, pentru că noi nu punem accent pe aceste elemente valoroase care ar putea să atragă turiști. Avem, slavă Domnului, județul Neamț, foarte multe. Unul dintre ele și cel mai important și cel care mă doare cel mai tare este cetatea Neamțului, care ați văzut și dumneavoastră în ce situație a ajuns și, din păcate, nu se poate debloca această situație a restaurării realizată în 2009 prin fonduri SAPARD. Faptul că nu se poate interveni pe cetate pentru a o readuce la, să spunem, starea de conservare care ar trebui să existe, nu știu ce se va întâmpla. Eu am zis că mai bine, de atâtea ori am spus, de câte ori am vorbit despre cetate, cred că mai bine o lăsau așa decât să o restaureze. Mai mult au stricat decât au făcut bine la cetatea Neamțului. Îmi asum ceea ce spun. Nu, așa este. Eu cred că au mai fost istorici care sunt de acord cu dumneavoastră și chiar și-au exprimat public această părere, și anume faptul că restaurarea la cetatea Neamțului a fost făcută de un fiasco. Vorbim despre celebrele termopane, dacă e să o luăm așa, acum am înțeles că sunt și infiltrații și așa mai departe. Deci este ca un bazin de apă. Exact. S-a lucrat foarte Iresponsabil, ca să nu spun altfel. E o perioadă pe care o știm politică, e perioada portocalie, nu a fost interesul și ce-i dureros aici, dacă e să mergem cu discuția până la capăt, să nu uităm că era în perioada când Consiliul Județean Neamț era condus de un profesor de istorie. Păcat, da, regretabil. Care n-a simțit, probabil că nici nu a avut puterea să facă ceva. Dar nu s-a lucrat iarna, s-a lucrat în condiții improprii, exact. Au fost multe greșeli care s-au realizat. Și apropo de modul în care a fost restaurată cetatea Neamțului, eu nu știu și nu văd, nu înțeleg, nu observ și sunt cât de cât prins în fenomen, care este rolul restauratorilor, acelor care fac conservare, pe unde sunt, că eu nu-i văd. Am impresia că legea aici șchioapătă și șchioapătă, din păcate, în defavoarea acestor clădiri. Da, din păcate, clădiri. Să știți că se fac foarte multe greșeli și de proiectare. Greșeli în întocmirea documentației, nu doar greșeli de execuție. Și trebuie să avem grijă și la asta, pentru că de atâtea ori am spus că cei care primesc ștampile de la Ministerul Culturii pentru că au devenit atestați în domeniul protejării monumentelor istorice au o mare responsabilitate. La proiectanți vă referiți? Da, da. Și ei trebuie să știe că ceea ce proiectele pe care le întocmesc, pe care le semnează și le ștampilează, îi angajează, le creează o răspundere foarte mare. Se fac greșeli mari, mulți poate că angrenați în anumite mecanisme financiare și din greșeli de genul ăsta se pot crea, situații cum este cea de la cetatea Neamțului. Rezultă niște gogomânii. Exact, niște gogomânii și monumente celebre, etalon, care ajung într-o situație că acum pentru a interveni pe cetatea Neamțului trebuie să investești foarte, foarte mult. Mai bine făceai la început o restaurare cum trebuie. Să nu intervii acum. Să nu trebuiască acum să intervii cu alte fonduri mult mai mari ca să repari, și ca să repari ceea ce au stricat alții. Este mult mai greu. Da, e fenomenal. Nu știu, suntem într-o emisiune televizată, ne urmărește și CNA-ul, nu vreau să folosesc cuvinte mai dure, însă mă doare când văd că oamenii sau ați pomenit de proiectanți. Pe un proiectant, un om care lucrează cu așa ceva și proiectează, de exemplu, vorbim despre reabilitarea unei clădiri din Nevul Mediu. Da? Hai, clădiri. Cetatea Neamțului. Pe omul ăla trebuie să cunoască în primul rând istorie și să o cunoască foarte bine, să știe despre ce rețete, rețetele care au fost descoperite, cu ce se lucra, cum se lucra să faci cercetare arheologică. Să vezi ce a fost înainte. Să adaptezi. Pe urmă, dai lucrarea unei firme care are specialiști, măcar un restaurator. Să știți că știți foarte bine că avem copii, avem școli, avem universități, avem facultăți de restaurare, conservare și vreau să vă spun că mai toți cei care termină n-au unde să ducă. Da. Pentru că există o problemă.
Problema este că n-au unde să ducă, deoarece nu au nevoie de restaurator. Adică pot restaura și fără restaurator. Cum vine treaba asta? Nu, am înțeles niciodată fenomenul acesta. Și cu atât mai mult cu cât avem această școală de restaurare, noi ar trebui acești tineri anume să-i introducem, să-i ajutăm să intre în aceste proiecte, să se specializeze. Și o mare greșeală care s-a făcut a fost faptul că s-a scos acreditarea firmelor pe monumente istorice. Acum orice firmă poate lucra pe monument istoric. Nu de mai când, sunt firme acreditate. De când a fost scoasă acreditarea? Nu aș putea să vă spun din ce an a fost scoasă această acreditare, deci este o mare greșeală. Firmele nu sunt obligate să aibă restauratori angajați? Nu, ei trebuie să aibă, ei trebuie să lucreze cu specialiști atestați în colaborare, dar nu trebuie să fie acreditați de către minister. Deci orice firmă de construcții poate să reabiliteze un monument istoric. Da. Da, și avem multe situații în județ de firme care nu au avut nicio treabă vreodată cu monumentele, nu au lucrat pe niciun monument, acum restaurează monumente. Mă scuzați, bun, și dacă e să mă refer la catapeteasmă, de exemplu. Ei, aici ce, deja pe bunuri culturale intervin alte reguli. Alte reguli. Da, noi vorbim de firmele Pe bunuri culturale își împart lucrarea sau cum? Pe bunuri culturale întotdeauna trebuie să intervină specialiști atestați pe patrimoniul mobil. Orice... Acolo nu, acolo nu. Acolo există într-adevăr o regulă și acolo putem să monitorizăm bine situația. Dar lucrările sunt făcute de specialiști? Există această siguranță? Da, acolo trebuie să facă specialiștii, mai ales pe bunurile culturale clasate. Dar pe celelalte, oricum, să știți că, mai ales din punct de vedere al patrimoniului bisericesc, majoritatea preoților cunosc rigorile legii și nu intervin, adică nu își cedează bunurile pentru oricui să le restaureze. Adică există anumite restricții, există și acest centru rezurecție de la Iași care are specialiștii foarte buni și atunci stăm mai liniștiți. Dar să știți că pe zona bisericească, și să-mi spuneți dacă greșesc, am observat o mai mare atenție în ceea să ce știți. Privește acest proces de restaurare și conservare a Trebuie să recunoaștem că biserica într-adevăr este cea care știe foarte bine legea, care colaborează cu specialiști, cu atestați și în general nu intervin singuri pe bunurile de patrimoniu, conștientizează. Și pe clădiri, exact, și pe... Și pe clădiri, așa este. Au fost o felul de discuții, au fost niște probleme, cred că s-au rezolvat deja, dar uitați că mi-am amintit acum undeva, cred că la Mănăstirea Voratică sunt acolo două biserici. A fost terminată, sunt terminate lucrările acolo? Da, aproape sunt terminate, dar au fost niște modificări care au trecut din nou prin Comisia Națională a Monumentelor. Și au primit avizul, deci credem că în curând se va termina restaurarea și la Voratec. Încet, încet, marile șantiere de restaurare încep să-și finalizeze lucrările. Deja am participat la recepția de la Mănăstirea Secu, urmează Sihăstria în august, chiar am primit invitația astăzi și cred că și Voratec în curând. Sper că Tazlăul iarăși. Înțeles. Da. De Celibidache ce știm? Celibidache a primit avizul favorabil, așteptăm acum să găsească. Ceea ce nu s-a putut debloca la Celibidache a fost restaurarea componentelor artistice, pentru că nu au găsit un restaurator pe componente artistice care să aibă timpul necesar pentru a întocmi documentația care trebuie avizată de către minister. Clădirea are într-una din camere foarte frumoase componente artistice, trebuie avut grijă și le-am pus în vedere că nu este indicat să înceapă lucrările fără să aibă întâi proiectul avizat, pentru a nu interveni, să zicem, destructiv asupra celor elemente. Și din câte am înțeles, deja au găsit o persoană cu care se poate să facă proiectul și în curând ar trebui să se apuce de lucrări. Deci, practic, avizul este emis cu amendamentul că trebuie să-și ia și avizul pe componente artistice. Deci, cu alte cuvinte, lucrurile s-au mișcat și aici, pentru că apar tot timpul discuții. Uite că n-au început lucrările, că întârzie da, și așa mai departe. Eu m-am gândit aproape că s-ar putea să fie o problemă pe linia asta de intervenție și eu cred că nu e un capăt de țară dacă se mai întârzie câteva luni. Da, ca să facă restaurare bună. Exact, pentru a pune la punct absolut toate aspecte, pentru că există riscul să, tot am vorbit despre Cetatea Neamțului, să te trezești cu o restaurare de 2 bani, deși am observat că puțină lume observă, sesizează ceea ce este la Târgu Neamț, că sunt niște chiciuri acolo. Asta zic și eu, poate că unii sesizează, dar nu spun din această, să spunem așa, euforie că vin să viziteze o cetate medievală, bineînțeles Cetatea Neamțului, care nu este orice cetate. Poate că spun așa în șoaptă, dar nu spun vocal, nu sunt vocali, dar cei care totuși știu cum arăta cetatea înainte și văd ce se întâmplă acolo, sigur critică
pentru că nu au cum altfel. Am înțeles. Mai ales care vin cu musafiri. Procesul ăsta de restaurare e destul de greoi, nu? Cam care sunt pașii? Ce pași trebuie să fie urmați? Da, păi în primul rând trebuie să stabilești tema de proiectare, bineînțeles, sfătuindu-te tot așa cu specialiști pe diverse domenii, pentru că restaurarea unui monument implică și parte de arhitectură, și parte de structură, și parte de instalație, și parte de studii istorice, deci trebuie să stabilești echipa, intervențiile, după care trebuie să te apuci de partea de proiectare. Proiectarea care durează și ea destul de mult și după ce termin de întocmit acele proiecte care, cred că v-au spus și alții, sunt uneori teancuri întregi de hârtii, da, pentru a fi intervenția cât mai bună pe un monument, trebuie ca și studiile să fie cât mai ample, studii de rezistență, studiile istorice, studiile de arheologie sunt foarte importante, cercetările arheologice care se fac în general înainte de începerea proiectelor de restaurare. Da? Și după ce se avizează acest proiect amplu, trece prin comisia de specialitate, după aceea începe partea de execuție. Acolo să-ți găsești meseria și firma, da, da, exact. Firmele care să poată să execute lucrările. Și după aceea începe restaurarea propriu-zisă, care, în mod firesc, ar trebui să dureze, zic eu, destul de mult la un monument istoric, cum este, de exemplu, Spitalul Unificat din Roman, știți că și el intră deja, exact, în restaurare. Dar, din păcate, termenele pentru execuție uneori sunt fixate foarte scurt, sunt termene scurte, ceea ce creează la un moment dat această goană după realizarea unor intervenții, uneori mai puțin fericite. Cred că asta s-a întâmplat și la Cetatea Neamțului. Poți să strice, exact. Termenul a fost foarte scurt, nu a avut timpul necesar pentru a face lucrările în voie, pentru că la un moment trebuie să lucrezi cu mare grijă. Și atunci poți să dai, să strici monumentul mai mult decât îl restaurezi și atunci nu este deloc bine. Da, colega Cristina Mircea de la ziarul Atitudinea de Neamț a scris un articol interesant, Palatul Episcopal Roman, lift de sticlă și seră de flori pe o clădire de 250 de ani. Să știți că nu e prima situație de acest gen și primul caz. Au mai fost în țară, cred că și în județul Neamț, să scapă cel puțin, cred că a fost o situație undeva pe aici, în jurul orașului Roman, în zona rurală, într-o comună, Sacna, Gândinți. E vorba de un preot, a fost și un proces acolo cu trimitere în judecată, cu o mormântare făcută în curtea bisericii. Da, era de la Sacna. De la Sacna, da. Care până la urmă a trebuit să mute mormântul. A trebuit să mute, da, mormântul, da, exact. Da. Dar iată că sunt și situații de genul ăsta când oamenii de fapt nu înțeleg în ce context se scaldă. Să vii să pui la o clădire veche de peste 150 de ani lift de sticlă și seră de flori pe această clădire, mi se pare cam mult. Adică lucrurile astea când le faci și știi că e o clădire pe care tu administrezi, este monument istoric, nu îl întrebi pe cel care se pricepe. Bun, dacă nu toată lumea este pricepută, pui mâna pe telefon și sun la Direcția Județeană pentru Cultură Neamț. Avem o problemă. Putem să punem lift de sticlă și uite, vreți să punem și niște coarne de cauciuc pe... Da, dar aici mai este și o altă problemă. Poate sun la Direcția Județeană pentru Cultură Neamț, dar dacă emitentul avizului este Ministerul Culturii și ai permisiunea, atunci mergi înainte cu această idee, că așa s-a întâmplat la Palatul Episcopal. Chiar dacă noi nu am fost de acord cu aceste intervenții, până la urmă avizul a fost luat, permisiunea a fost dată, lucrările s-au făcut. Din ceea ce cunosc momentul de față, deja există probleme cu clădirea, pentru că se creează acel efect de seră în acea terasă și este, exact, imposibil să nu se degradeze fațada istorică și eu consider și cred că cam într-un an de zile, doi, deja vor începe să apară efecte destul de grave asupra clădirii, dar asta este situația. Deci s-a mers cu actele în regulă pe această intervenție. E de râsul plânsul. Aici mă gândesc la niște presiuni care s-au făcut. Am și făcut legătura, să știți, mai trebuie, doar că mi-am dat seama automat despre ce este vorba în toată această ecuație, dar este o altă poveste. O să discutăm noi cu altă ocazie despre ce s-a întâmplat aici. Dacă există avize, totul este ok. Înseamnă că cineva de la București, nu de la minister, a spus, bă, cum să nu? Clădirea asta veche e de peste un secol și jumătate, merge la fix un lift din sticlă și, bineînțeles, și o seară de flori. Vă dați seama cât îi duce mintea pe unii? Acum, gândesc la zona politică. Eu nu știu cum poți să lași pe mâna unor oameni nepricepuți decizii atât de importante. Cum poți să faci așa ceva? Nu trebuie să fii istoric când treci pe lângă Palatul Episcopal să-ți dai seama că ceva este în neregulă. Vezi o clădire de tradiție, cunoscută, veche și așa mai departe și tu îi atârni un lift de sticlă. Și când întreb, vezi că mai sunt și aprobări pentru că sunt venite de la București, de la unul care probabil n-a trecut în viața lui prin Roman. Nici nu știe despre ce este vorba. Adică sari peste Direcția Județeană pentru Cultură Neamț cu oameni care cunosc
situația în teren și vine București și zice, lasă-mă că oricum nu-i la mama, nu-i la mine în București sau mai știu eu la Vaslui, Bărlat, de unde o fie ăla care dă avizul. Adică sunt niște decizii nu scandaloase, sunt niște decizii nesimțite din punctul meu de vedere. Aceeași situație era, am întâlnit-o și în Târgu Neamț, există acolo un monument, Biblioteca Orășenească, e un creangă. Și exista la un moment dat ideea unui proiect prin care să fie construită o clădire modernă care să înglobeze biblioteca veche. Și eu când am văzut proiectul, venise domnul arhitect care a lucrat la acel proiect și am zis, domnule, dumneavoastră, în momentul în care s-a făcut proiectul ăsta, ați pornit de la vreo idee? Cum vedeți dumneavoastră monumentul ăsta vechi integrat într-o clădire de sticlă, exact ce spuneați dumneavoastră? Că nu, doamnă, dar eu am lucrat la, făceam decoruri la teatru și eu știu să fac proiectare. Domnul arhitect, aici este cu totul altceva. Stați puțin. Nu putem să facem chiar orice. Ei, fiind monument de B, nu le-am permis să meargă mai departe cu această idee. Deci, pe ceea ce înseamnă monumente clasate în grupa valorică B, monumente de importanță locală, zicem noi că situația este mai bună la nivelul județului Neamț, pentru că mai ținem cumva lucrurile în frâu. Și am avut și ocazia să lucrăm cu o comisie zonală a monumentelor istorice de la Suceava, cu specialiști destul de buni, care au știut să ne susțină cauza atunci când a fost nevoie. Dar în ceea ce privește monumente de grupă valorică, aici deja există alte filiere de avizare și nu întotdeauna punctul nostru de vedere este și luat în seamă. Nu intră în area competențelor noastre. Da. Vin de la instituții care sunt peste. Da. Dumneavoastră ca și putere de decizie. Ca autoritate. Da, autoritate. E foarte interesant ce spuneți. Și mă gândeam acum și ar fi interesant să le spunem și telespectatorilor ce înseamnă ca și obligații și ce ai putea să câștigi dacă ei devii proprietarul. De exemplu, eu mâine cumpăr o astfel de clădire într-o zonă, zona zero, zonă, să zicem, orașul vechi al unui oraș, unei localități și devin proprietarul unei astfel de clădiri. Știți că Sibiu, de exemplu, în centrul Sibiului, e plin de astfel de clădiri. Majoritatea sunt monumente. Monumente, da. Ce obligații ai și ce poți să câștigi de pe urma lor? Este și posibilitatea să faci niște bani, văd eu, dacă o pui în valoare, sigur, o restaurezi, o faci cum, sigur, trebuie și, bineînțeles, acea clădire reprezintă ceva din punct de vedere istoric. Aici a locuit Cutărel, istoric, scriitor și așa mai departe. Dar ca obligații, în primul rând, ce obligații ai? Da, obligații, în primul rând, ca orice altă clădire și ca orice proprietar de clădire din România, trebuie să o întreții, să-i faci reparații curente, lucrări de reparații, de întreținere curentă, așa cum se întâmplă și la tine acasă, dacă ai o proprietate. De asemenea, trebuie să îi asiguri paza clădirii, trebuie să-i asiguri integritatea clădirii, trebuie să te asiguri că lucrările pe care le faci se fac cu personal atestat. Aici deja încep alte implicații ce țin de partea financiară, pentru că deja lucrările încep să fie mult mai costisitoare. Dar există acum, prin noile modificări legislative, și o serie de intervenții pe clădiri care se pot face cu mai puțină cheltuială. Mă refer la aceste lucrări de reparații curente și pe care dacă le faci la timp, nu ajungi să se degradeze imobilul atât de mult încât să trebuiască să investești foarte mult în el. Da. Dacă vinzi clădirea, bineînțeles, trebuie ca statul să-și accepte dreptul de preemțiune, iar din punct de vedere al avantajelor, să știți că au apărut o serie de facilități de finanțare, așa cum s-a întâmplat și cu o serie de monumente din județul Neamț, care acum sunt în șantiere de restaurare. Apar fonduri europene, apare posibilitatea de obținerea unei finanțări de la autoritățile publice locale, deci primăriile pot finanța intervențiile asupra monumentelor istorice. Există o altă oportunitate, faptul că ești scutit de impozit. Asta este una din cele mai bune prevederi ale legii în momentul de față, zic eu, pentru proprietarii de monumente istorice, nu plătesc impozit. Gândiți-vă că un proprietar de fost conac boieresc, exact, nu plătește și impozitul, este destul de consistent. Da. Și bineînțeles că poți să o pui în valoare prin diverse modalități. Cum de exemplu, să dau exemplu casei romașcane din restaurantul Casa Romașcană din municipiul Roman, da, unde, care este monument istoric, a fost restaurat și care este un restaurant destul de select și foarte apreciat și foarte lăudat de toată lumea și cu prețuri, zic eu, destul de accesibile, cu o mâncare foarte bună. Deci nu se interzice nimeni să faci nu, un nu. restaurant, un nu, băruleț nu. În, într-o
Sigur că da. Astfel de clădire. Nu există multe restricții în ceea ce privește funcționalitatea. Este chiar foarte important ca un monument istoric să aibă funcționalitate. Un monument care, în care nu funcționează nimic, bineînțeles că începe să se degradeze. Se degradează, da. De aceea noi totdeauna încurajăm pe cei care au clădiri și nu le pot întreține. Să presupunem că este o persoană în vârstă care nu are banii necesari pentru a întreține monumentul. Mai bine vindeți-l. Găsiți o variantă să vindeți clădirea, că nu vă interzice nimeni. Bineînțeles că nici statul nu-și exercită, nici autoritățile publice care au dreptul de preemțiune, găsește o terță persoană și vezi. Am avut chiar destul de multe situații, chiar anul acesta, de clădiri de patrimoniu care s-au vândut și sperăm noi ca după aceste vânzări să se intervină fericit asupra acestor imobile. Să vină persoane care, să cumpere persoane care să investească. Din ce spuneți dumneavoastră, statul nu vrea să-și exercite dreptul de preemțiune. Nu are bani. Avem un stat sărac. Eu zic că, să nu spun un alt, ce stat avem sau condus de cine, e condus și cum este condus, pentru că mi se pare cea mai mare prostie. Cred că statul ar trebui să investească puternic în această zonă și chiar să încurajeze pe proprietari să-și vândă proprietățile pentru a se ocupa statul de ele și a le pune în valoare. Eu am susținut, de exemplu, că cel puțin la nivel de direcțiile județene pentru cultură, deci fiind câte o singură, câte o instituție în fiecare județ, fiecare direcție să-și aibă sediu într-o clădire de patrimoniu. Ar fi o idee foarte bună. Foarte bună, da. Ai cumpăra o clădire, ai restaura-o, ești ai întreține. Sigur, sigur, sigur. Da, ar fi emblematic, bună, da. Da. Dar când sunt situații în care, în țară, în care, de exemplu, colegi de-ai noștri și-au sediu în clădirea prefecturii sau în clădirea Consiliului Județean, nici măcar nu au un sediu propriu. Cel puțin noi la Neamț avem sediu nostru. Propriu, da. Aveți da. Un, nici un măcar nu au sediu. Da. Deci statul nu este interesat de aceste afaceri și este cumplit, din păcate, din punctul meu de vedere. Repet, nu poți să... Dar e păcat, în primul rând, îți bagi joc de istoria ta, îți bagi joc de înaintașii tăi. Asta este e primul punct de vedere al meu. În al doilea rând, îți bagi joc de un potențial fantastic. Cineva când vine, că discutam cu un invitat, prieten al emisiunii noastre, domnul Daniel Popa, care este și ghid turistic și cunoaște și istorie, am vizitat cu el, de exemplu, conacele din zona Romanului, am trecut pe la Făuria, Mărgineni, Budești, zona asta, cred că două, trei conace și biserica, spuneați dumneavoastră, acum doi de ani la Budești, fost, de la Budești, da. Monument, da. Și toate sunt într-o stare deplorabilă, arată cumplit de urât. Și discutam ce ai putea să faci cu ele, ce poți să faci cu orașul Neamț, care, de exemplu, spun unii că nu are potențialul turistic al orașului Piatra Neamț, de exemplu, cu orașul roman. Da. Eu zic că are, are potențial, dar ca să pui în valoare potențialul ăsta, să-l folosești, trebuie să pui în valoare obiectivele turistice așa pe care este. Le ai. Așa să este. Ai niște minți luminate care să se preocupe, să se intereseze și să pună la punct niște trasee speciale și povestea exact. Domnul Daniel Popa, băi, cât de frumos ar fi, de exemplu, să aduci turistul din Germania, din Franța, din Austria și să-l plimbi pe la aceste conace. Da? Să-l traseul conacelor, traseul bisericilor de lemn. Exact, avem biserici exact, de lemn superbe exact, în județul Neamț. Exact. Și dacă am face asemenea trasee, traseul hanurilor, acum hanul de la Șerbești se restaurează în legătură cu hanul Ancuței, în legătură cu hanul Rateș. Sunt atât de multe trasee care pot fi implementate la nivel turistic în județul Neamț, doar să existe această conlucrare între autorități, să existe această bună restaurarea obiectivelor respective și cu siguranță am face foarte mult pentru turism. Eu de atâtea ori am spus. Sunt posibilități de dezvoltare a județului pe domeniul turistic. Foarte mari. Așa. Pe seama monumentelor, în primul rând. De arhitectura tradițională, noi poate am mai discutat sau ați auzit. De arhitectura tradițională. Nu sunt interesate primăriile, din păcate, să conserve arhitectura tradițională și avem comune în județul Neamț cu arhitectură deosebită. Uitați-vă la Ghindăoani, uitați-vă la Girov, uitați-vă la Pipirig, uitați-vă la Crăcăoani, la Bălțătești, etc. Sunt foarte multe comune încă, unde încă mai persistă această arhitectură tradițională. Dacă primăriile ar fi de acord să găsească modalități de a convinge cetățenii să-și conserve arhitectura veche tradițională și ar face din aceste sate cu destinație turistică și ar încuraja oamenii care pot să-și facă pensiuni agroturistice. Eu cred că noi am atrage foarte, foarte mulți turiști care sunt interesați, vedeți și noastră, căsuța cu lavandă, căsuța cu... Cât de multă lume merge și vede. Dacă ar exista sate întregi unde să poți să vezi elemente arhitecturale, unde să poți să mergi să mănânci o poală în brâu, unde să poți să mergi să te primi cu o căruță, că în ziua de astăzi sunt copii care nu știu ceea ce e căruță. Căruță, cum să nu, da. Da. Da, da, da. Ar fi extraordinar. Avem posibilități, dar din păcate interesul este foarte slab. Da, și potențialul ăsta nu este exploatat, dar nu este exploatat mai deloc. Cel puțin
puțin în zona romanului, vă spun sincer, dacă cine are curiozitatea și cred că sunt romașcani, sunt cetățeni care au mers la aceste conace pe care le-am pomenit și noastră știți foarte bine, efectiv te apucă plânsul când vezi ce e acolo. Le-am găsit efectiv într-o cuprinsă de vegetație, parcă ești într-o junglă. Așa este. Deci din ce a fost cândva acolo, niște bijuterii, niște clădiri bijuterii, acum este paragină, dar paragină cam peste tot. Și mă gândeam, oare statul ăsta nu vede ce se întâmplă? Nu mai spun de conacele vechi, dar sunt conacele unor cunoscuți mari istorici ai acestei țări, oameni politici. În toată țara, nu numai în neamț. Eu nu știu, parcă suntem un neam de... Nu vreau să... Nu știu ce-i cu noi. Mă uitam și am văzut, am citit un articol recent, cred că era vorba de conacul din Ialomița lui Alexandru Bentoiu, un fost mare politician, avocat al acestei țări în perioada interbelică, care e în stare de paragină, vai de capul lui, și sunt multe alte exemple. Da. Nu mai spun casa lui Bacovia, dacă nu mă înșel. Neamț la fel, sunt câteva astfel de obiective care sunt vai de capul lor. Ce face statul pentru ale... Ce ar trebui să facă? Cum să-i mișcăm? Statul ar fi trebuit... Noi uităm pe Facebook, dăm like-uri, ne supărăm și cam pe acolo rămâne. Da. Mai trece un an, mai vin ploile, încă o ninsoare, mai pică un perete, mai cade o bucată de acoperiș și ne trezim că nu mai e nimic. Da, statul ar fi trebuit în momentul în care emis legea retrocedărilor să stabilească și anumite obligativități în sarcina celor care au primit aceste obiective. Exact. Adică nu poți să ceri tu conacul strămoșilor tăi și tu să pleci din țară și să-l lași să se degradeze, să cadă. Cum se întâmplă la Bălțătești, cu fostul casino, cum se întâmplă la Grumăzești, cu Casa Aristide Caragea și așa mai departe. La Tupilați iarăși se întâmplă, iarăși se întâmplă și la Gâdinț, conacul Bogdan din Gâdinț, sau la Podoleni. Și la Podoleni este al primăriei, deci nu este al unei proprietari privat, să zici. Deci statul ar trebui să impună și anumite obligații. Dom'le, eu ți-l dau, dar în termen de atâția ani, tu intervii și restaurezi. Sau te ajut și eu, stat, îți dau o sumă, mai pui și tu și restaurezi. Deci, sau dacă nu restaurezi, eu ți-l iau în atâția ani. Asta cred că ar fi trebuit să fie condiția de bază, eu nu înțeleg și poate ne explicați dumneavoastră. Dom'le, care a fost interesul până la urmă? E cumva o răzbunare. S-au făcut retrocedări masive și pe bună dreptate. Moștenitorii, foștilor proprietari și-au cerut drepturile. Da, dom'le, conacul este al tău, pe bază de decizie definitivă a instanței, intrată în proprietate așa cum este firesc, fără doar și poate. Bun, din momentul ăla ce s-a întâmplat? Eu cred, bănuiala mea este că au existat niște negocieri cu a celor care au intrat în posesia acestor bunuri imobile cu reprezentanța statului. Cred că au vrut să vândă aceste conace la un moment dat și vedeți că piața imobiliară este cum este, ele se degradează în timp. Cred că s-ar putea să ceară prea mult. Da, deja la starea în care se află acum aceste construcții, deja prețurile sunt mult prea mari, mult prea precarate. Deci oricum sunt scoase la vânzare. Ei nu intervin asupra lor, n-au grijă de ele. Le lasă să se degradeze. Ei sunt în străinătate, corect. Chiar dacă îi amendezi, toate amenzile intră în debit la primărie, nu se întâmplă nimic. Dar statul român ar putea să facă ceva. Știți că mai nou acum, dacă e o amendă în Germania pentru viteză, îți vine amendă acasă în România. Noi nu suntem în stare să-l amendăm pe Vasilică, cel care deține conacul de la Făurei și nu are grijă de el și să-l identificăm în Franța sau unde o fi? Așa ar trebui. Sau ar trebui să existe interes din partea autorităților pentru expropriere, pentru cauză de utilitate publică. Ceea ce iarăși am încercat și din păcate nu prea am găsit adepți. Pentru că fără primării, Consiliul Județean nu pot să demareze această procedură. Deci în momentul în care tu vezi că fostul casino din Bălțătești este în paragină, eu, primăria Bălțătești, comuna Bălțătești, eu declanșez expropierea pentru cauză de utilitate publică. Eu îți fac o evaluare la zi a construcției, cât valorează acum în situația în care este, îți dau o sumă de bani sau îți dau în altă parte o proprietate, că și asta este o posibilitate, și eu preiau acest conac și încep să investesc și să-l restaurez. Să-l pun în valoare. Sigur, să-l pun în valoare. Există această posibilitate? Există, dar ce primărie vrea? Bun, dar de ce nu vrea? Pentru că nu vor să-și ia pe cap monumente istorice. Da? Așa o replică am primit la un moment dat. Dar noi avem atâtea probleme, ne mai trebuie nouă să avem pe cap și un monument istoric? Păi vedeți dumneavoastră că în mod normal ar trebui ca aceste discuții să fie cumva la nivel oficial, să vadă și locuitorii acelei comune de fapt ce se întâmplă. Că eu sunt convins că în campanie electorale și primarie vom aduce turiști, vom încerca, o să-i chemăm, o să vină la oala cu borș, la nu știu ce. Uitați, avem
cazinou sau mai știu ce, da, conac. Da. Păi, tu când ți se oferă această posibilitate și vine cineva, un consultant care îți dă soluții și te doare la bască, spui că lasă, că nu vrei să ne alegem cu probleme în plus, înseamnă că tu ești un răvoitor sau un prost primar, ca să nu spun altfel. Da. Dezinteresat. Și uite, ușor, ușor și cazinoul ăla de la Bolțătești se dărâmă, doar și poate. Da. Că aceste conace pe care le-am, eu cred că să mai mult decât demolează natura până la urmă, că dacă nu intervii și nu ai grijă degradate, în precolapsurile din ele. Da. Deci, efectiv, nu se mai poate face nimic. Eu cred că în câțiva ani o să rămână doar terenul cu grămezi de moloz și cam atât. Eu asta nu am înțeles. De ce ai cere să ți se retrocedeze un conac care a aparținut bunicului, de exemplu, și nu te-ar mai interesa soarta lui și ai pleca undeva în străinătate și nu, efectiv, nu ți-ai mai dat niciun interes. Avem și situația tribunalului din Neamț, fostul tribunal de la Piatra Neamț, o clădire deosebită. Uitați-vă cum arată acum, pentru că tot așa sunt mai mulți proprietari, unul a decedat, s-a făcut succesiunea, altul este nu știu unde, nu-l interesează, celălalt mai vine din când în când, mai plătește impozit. Există și o dezbinare, când sunt mai mulți proprietari este cu atât mai greu să faci ceva pentru acel moment. Și avem mai multe situații de genul ăsta. Și atunci zic eu că exproprierea ar fi o soluție, dacă ar vrea autoritățile. Dar din păcate nimeni nu le impune, legea nu le impune și atâta timp cât legea nu dispune, știți cum este. Da, am văzut și conacul de la, din Vaslui, de la unde e mormântat Elena Cuza, care arată într-un hal fără de hal și acolo am impresia că tot primăria este cumva implicată. Proprietar. Da, proprietar. Da. Dar sunt niște aspecte pe care sunt greu de înțeles și faptul că statul nu intervine, cum a spus și noastră, domne, poți să vii cu o lege, pentru că e greu de înțeles de ce acești moștenitori au intrat în posesia unor bunuri, unui conac, care a aparținut bunicilor, de exemplu. Dom'le, în primul rând este o chestie de suflet. Nu. Asta a fost casa în care a locuit bunicul cu bunica. Da. De aici ne tragem noi. Chiar dacă au venit comuniști la putere, l-au luat cu japca, tata a fugit că asta era treaba, făcuse politică și legau ăștia, l-omorau, dar dacă ți s-a oferit această ocazie după 90 și ai reușit să reintri în posesia lui, de ce nu te ocupi? Da. Nu te preocupă să faci o mică... Mai ales că mulți dintre ei cred că sunt oameni de afaceri, mai au niște bani. Sau să încerci să-l vinzi, găsești o felul de soluții, negociezi cu cineva, găsești o firmă de construcții, hai să-l punem în valoare, uite, îl scoatem, băgăm într-un circuit turistic. Poți să-l faci hotel? Nu poți să-l faci hotel? Poți să-l faci hotel, da? Restaurant, hotel, un loc, sunt locuri superbe. Efectiv, că nici ea nu erau... erau cunoscători, erau oameni citiți, erau școliți, știau, alegeau zone bune, aveau iazuri și așa mai departe. Așa este. Erau niște lucruri extraordinare. Să-ți bați joc în halul ăsta, eu am impresia că cred că unul fac intenționat. Ceva de genul, lasă-l mă să fie acolo. Și așa tata, bunicul săracu a murit în chinuri, taică mi-a fost nevoit să fugă, statul nu este implicat. Eu de asta vă spun, cred că niște negocieri au fost pe undeva. Iar statul român, cum este foarte zgârcit, a zis, nu, n-am nevoie de conacul tău. Dar ar fi trebuit ca statul român să spună, n-am nevoie de conacul tău, dar ți l-am retrocedat, te ocup de el. Da. Dacă tu nu-l aduci și nu-l menții la un nivel cât de cât acceptabil, ți l-am luat. Da, asta este legea. Uitați-vă la casa entomologului Aristide Caragea de la Grumăzești. Cine a fost Aristide Caragea? Ce rol important are colecția de fluturi pe care a realizat-o el la Muzeul Antipa? Ce a însemnat muzeul Aristide Caragea pentru Grumăzești? Ei, în momentul în care s-a mutat acea colecție și a fost retrocedată clădirea, din start primăria Grumăzești a vrut să o cumpere. Fiind trei proprietari, trei frați, nu s-au pus de comun acord. Nu au vrut să vândă clădirea. Acum a ajuns într-o stare deplorabilă. Deja are fisuri foarte, foarte mari. Și atunci primăria nu mai are interesul pe care l-avea înainte. Pentru că ar fi vrut totuși să reabiliteze imobilul și să pună valoare. Da. Ei, acum nici primăria nu mai vrea, oricum ei nu s-au înțeles și acolo a rămas o paragină. Dacă vă duceți la Grumăzești, o să vă pară foarte rău de acea construcție și dacă veți vedea și imaginile vechi, cum arăta și cum arată acum. Cum arată. Este foarte trist. Deci sancțiunile, nicio șansă să-i oprească? Sancțiunile de 8.000 de lei maxim pe care le putem aplica noi, vă dați seama că pentru unii sunt considerate ca o donație. Dacă, chiar dacă le dai periodic. Mai dau 8.000 de lei și am mai scăpat o perioadă, știți? Pentru cei care au bani. Pe partea cealaltă, ca să spun și să dau și un exemplu bun, să nu rămânem în... Asta, chiar am vrut să vă întreb dacă avem un exemplu pozitiv. De conac, da? Conacul Stârcea, de la Văleni. Și conacul Stârcea, care este în proprietate privată, care a fost restaurat de către proprietar, a fost clasat cu ajutorul proprietarului, este una din mândriile noastre.
baronul Michael David de Stârcea este un om extraordinar. Eu chiar aș vrea, dacă ar exista posibilitatea vreodată, când domnul baron va ajunge în România, cineva să-l invite la o emisiune, este o plăcere să discuți cu dumnealui. Este un om care știe ce înseamnă patrimoniu, care înțelege ce înseamnă patrimoniu, care face foarte multe pentru comunitatea din Văleni. Ar fi foarte interesant să faceți vreodată o emisiune cu dumnealui. El este cel care a ajutat la salvarea unui monument. Un monument care a aparținut familiei lui, la care a ținut și ține în continuare și care este acum pus în valoare, este o restaurare a la carte, realizată cu sprijinul arhitectului Sturza de la București și care, zic eu, că poate fi vizitat de oricine și pentru noi înseamnă un exemplu de bună practică în domeniul conacelor. Da, vedeți că sunt puțini care au înțeles care au respectat până la urmă istoria familiilor lor. Vorbim despre niște oameni care au făcut istoria acestei țări. De asta nu înțeleg. Sunt urmașii celor care au pus umărul la unirea Principatelor Transilvaniei al doilea război mondial și așa mai departe, care au avut un cuvânt de spus în dezvoltarea ceea ce a însemnat România. Și ai pretenții de la ei, adică dacă bunicii lor au fost niște oameni grei, școliți, cred că și nepoții ar trebui să fie măcar de același calibru. Ar trebui să-i oblige numele familiei. Ținuta, nu? Sigur. Băi, sigur. Bunicul a fost cu tare, nu ne putem bate joc. Hai să facem ceva sau hai să găsim o soluție, să vorbim cu reprezentanții statului român, să căutăm variante, firme puternice, că au apărut firme puternice și n-am. Sunt oameni care sunt interesați, de exemplu, să facă afaceri. Care sponsorizează. Asta, da, care sponsorizează. Uite, eu investesc, vin cu suma asta, îl refacem, îl reabilităm, îl punem la punct și îl băgăm în domeniul turistic. Îl facem restaurant, îi facem publicitate și împărțim costurile pe din două. Exact. Sunt o felul de variante. Dar din ce spuneți dumneavoastră este un dezinteres fantastic. Măcar să se meargă pe varianta, băi, amenda de 8.000 de lei e prea mică. Hai să mergem cu o amendă mai mare, 8 ori 10, zic eu, și identificăm, vedem unde stau și sancționăm, adică... Da, sau o amendă diferențiată pe persoane fizice și persoane juridice, proprietari. Exact, de poți să dai 8.000 de lei unei firme și 8.000 de lei unei persoane simple. Absolut. Adică, mie mi se pare că este efectiv un dezinteres fantastic și cred că asta pleacă de la oamenii care n-au ce căuta în anumite funcții cheie, mă refer eu, pentru că altă explicație nu e. Nu poți să înțelegi de ce există dezinteresul ăsta și nu se întâmplă de puțin timp. Noastră ați explicat care sunt problemele și astea sunt probleme, sunt reale, nu le-ați inventat dumneavoastră. Și ați găsit și soluții. Uitați că stăm de vorbă de o oră și niște soluții oricum găsești la orice problemă. Dar de ce nu se aude acolo unde ar trebui să se audă? Avem cumva... De asta iar ajung la ipocrizia politicienilor. În campanii electorale nu se mai opresc din a face promisiuni în domeniul ăsta turistic. Păi dacă tu nu ai unde să-l aduci pe turistul ăla englez, francez, să-l aduci și să plimbi cu ATV-ul prin pădurile noastre, că nu poți să se plimbi pe la ei, știți? Dar dacă tu-l aduci, ce să-i prezinți? Casa Celibidache, dă Dumnezeu să fie gata. Eu cred că va fi, dacă se va lucra bine, va fi o bijuterie a orașului roman și cred că va aduce un plus, clar, plus valoare pe zona asta turistică. Mai sunt clădiri vechi în roman, lăsând la o parte palatul cu liftul, dar... Și Spitalul Unificat va arăta foarte bine după ce va fi finalizat proiectul de restaurare și Casa Brănișteanu, fosta Casa Armate, iarăși va intra în proiect de în proces de restaurare, a venit la ultima fază de avizare acum. Da, se mișcă lucrurile, să știți că se mișcă și în bine, nu totul este chiar rău în județul Neamț, dar nu totul este chiar negru. Și tocmai de aceea noi suntem bucuroși că cumva în ultimii ani am reușit să deblocăm anumite situații și am reușit să asistăm la unele reușite în domeniul patrimoniului. Și aici vorbesc despre proiectele cu fonduri europene. Sunt destul de multe în județul Neamț și este șansa unor ansambluri de arhitectură aceste fonduri europene. Și aici vorbesc despre ansamblurile mănăstirești. Mănăstirea Secu, Sihăstria, Mănăstirea Tazlău, care veți vedea că după această restaurare, cu siguranță acolo fluxul turistic va crește. Deci, odată cu restaurarea Tazlăului, care își leagă numele iarăși de Ștefan cel Mare, cu siguranță comuna Tazlău va avea o... Va deveni ceva pe harta. Sigur că turistică. Va deveni un punct turistic important pe harta județului. Mănăstirea Vărate, chiarăși, care a făcut în ultimii ani mai multe proiecte de restaurare pe fonduri europene. Hanul de la Șerbești din Ștefan cel Mare. Una din surprizele restaurării, în sensul că era un monument în precolaps. Avea doar câteva fragmente de ziduri în picioare. Hanul de la Șerbești în curând va fi finalizat și va face recepția lucrărilor. Iarăși va fi un obiectiv important pe acel traseu al hanurilor, către Hanul Ancuței.
Girov, Hanu de la Șerbeș, da, Hanu Împuțit și Mestrea Războieni. Sigur că da, într-un traseu turistic foarte important. Deci atât că avem și surprize plăcute. Noi zicem că e bine și așa. De la plăcute la neplăcute. Ce se poate întâmpla la Cetatea Veche a Romanului? Cu Cetatea Veche a Romanului, acum am primit un telefon, cred că acum o săptămână, de la minister, că s-a găsit varianta de deblocare a emiterii hotărârii de guvern prin preluarea în patrimoniul statului. Știți că de fapt asta era problema, acesta era punctul în care se împotmolise procedura, că nu se găsea soluția împreună cu Ministerul Finanțelor cum să fie emisă această hotărâre de guvern de preluare a obiectivului în patrimoniul statului și în administrarea ministerului, pentru că nu există act de proprietate. Ne-am tot chinuit, știți că am făcut și acel cadastru pe care l-am plătit noi, am ajutat ministerul, le-am trimis cartea funciară, până la urmă au ajuns la un compromis cu Ministerul Finanțelor și am înțeles că vor emite această hotărâre de guvern. După ce o vor emite, vom vedea cui vor transfera acest obiectiv, poate Institutului Patrimoniului, poate primăriei, poate Consiliul Județean, nu știm. Consiliul Județean este foarte interesat, da, și Consiliul Județean dorință, și Primăria Romană și exprimase la un moment dat dorința, dar zic eu că mai bine ar fi să fie la Consiliul Județean, pentru că sigur că da. Și ar putea intra într-un proces de restaurare și acolo ar fi un obiectiv extrem de important, inclusiv pentru roman. Exact. Mai ales că este și pe aproape de acest drum european și pentru comuna Sagna, pentru comuna Gâdinți, pentru revigorarea turistică a comunei, ar fi extraordinar să reușim să facem ceva cu această cetate. Deci ar fi o șansă. Ar fi o șansă. Noi tot sperăm. Tot așteptăm o veste bună. Da. Apropo de pregătire și de respectul celor care sunt în funcții efemere, cei drept, respectul față de patrimoniu, doar vreau să dau o citire, să comentăm așa puțin tel. Eu mă gândesc că unii care o să urmărească această emisiune își vă dar seama că nu-i deșagă și, de fapt, e o crimă să nu respecti ceea ce ai, ceea ce încă mai ai, cel puțin în România. Pentru că azi se degradează de la o zi la alta. Și avem mult, alții au puțin. Și cum ați spus dumneavoastră, dintr-o piatră fac bani nesperați. Da, și noi invidiem. Avem mult, da. Și invidiem. Da, mulțumesc, Alex, pentru informație. Deci sună cam așa. După 4 ani, primăria Trifești a băgat buldozorul în ruina fostului conac Boieră și a nivelat zona după ce în prealabil consilierii locale au votat pentru demolarea clădirii. Potrivit relatărilor presei locale, pompierii au fost nevoiți să intervină atunci la un incendiu ce părea provocat neintenționat de niște copii care se jucau în interiorul conacului din satul Miron Costin. Ulterior acest eveniment, localnicii au început să se aprovizioneze cu tot felul de materiale din fostul conac, cărămizi, griți, ferestre, astfel imobilul s-a degradat mai tare. Dar asta era o practică, știți foarte bine, că și Cetatea Neamțului, dacă ne uităm la fotografiile, pozele vechi de la început de secol 20 și chiar mai devreme, doar erau câteva bucățele de zid, așa, da, la un metru, un metru și ceva. Și au făcut beciuri din piatra de la Cetatea Neamțului. Deci, iată că aceste obiceiuri nu au dispărut. Însă, ce mă doare, apropo de faptul că nici primarul, dar nici printre consilierii locali, n-a fost unul care să zică, băi, oameni buni, acolo este un conac, un profesor de istorie, profesor de la școala generală. Dom'le, eu cred că un profesor de istorie ar trebui să fie obligatoriu într-un consiliu local. Asta este părerea mea. Da, adică da. De drept să aibă un mandat să fie acolo, să le spună lora care ascultă manele la crâșmă, bă, nene, nu intrăm cu buldozerul, că ăla este conac boieresc, construit în anul cu tare, vezi că e de patrimoniu, vezi că luăm amendă, vezi că e dosar penal, vezi că e o problemă. Vedeți? De ce nu se întâmplă lucrurile astea? Se ajung la situații din astea... Iar și aceeași situație, biserică clasată, conac nu. Conacul a dispărut, ei trebuiau clasate ca ansamblu. Biserică și conac. Toate și în foarte multe comune din județul Neamț, cred că în majoritatea, au existat ansambluri, biserică și conac. Și conac, da, exact. Cum să clasezi biserica și conacul nu? Înseamnă că tu n-ai fost acolo, tu n-ai văzut, tu ai luat de pe niște liste anterior făcute și le-ai tot trecut în continuare, fără să te duci să vezi. Da, dar acum, de ce nu au clasat conacul și nu biserica? Păi și așa, și așa. Poate că listele au fost făcute de alții, care au avut interes să claseze bisericile. Da, poate. Nu putem ști ce a fost atunci. Și conacele lasă-le să facă ea ce vor cu ele. Da? Nu le clasăm. Poate că și de pe atunci erau proprietari cu putere ale acestor conaci sau care aveau interes pe acele terenuri. De obicei aceste construcții se află în centrele localităților. Da, 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 exact. Și bineînțeles că acolo este bătăria cea mai mare. Așa le-am spus, le spun tuturor celor care vor să intervină agresiv în centrele istorice. Le spun, dom'le, dacă vrei să-ți faci o clădire modernă, du-te, dom'le, la capătul orașului, la ieșire din oraș și poți să faci ce vrei dumneata. Numai nu te băga în centru unde ai monumente istorice. Nu arată bine. Nu se potrivește. E ca în perete. Că el a adus proiectul din Spania, aș vrea să-l fac. Nu merge în Spania, în România, nu se potrivește. Du-te și fă-l la
în afară, da, exact. Tot se înghesuie în centru. Vedeți, apropo, și cred că ăsta e un bun exemplu până la urmă, cred că ce are Sibiu, bine, ce are și Brașov, dar Sibiu și Sibiu, mie îmi place și Sibiu, îmi place și Brașov, dar Sibiu cred că e de dat exemplu. Cel puțin centrul ăla vechi este super. Este extraordinar de frumos. Ați văzut cum este un magnet pentru turiști? Vară, primăvară, iarnă, toamnă, acolo este plin. Da. Înfloresc comercianții din zonă. Hoteluri pline mai tot timpul. Dacă dai telefon, cu greu găsești un loc. Au vara, și mintea de a face bani în patrimoniu. Uitați-vă la Cetatea Neamțului, ce suveniruri găsești. Găsești Vlad Țepeș. Dacă de ce nu găsești Ștefan cel Mare? Și găsești mult. Bătător de covoare. Vedeți? Da. Păi asta e. Trebuie să știm și cum să promovăm aceste obiective din punct de vedere al suvenirurilor. Păi, noi asta, nu aici nu avem. Doamna director. Asta demonstrează că cei care vând săraci nici nu știu ce, pe lângă ce obiectiv turistic vând. Vedeți? Ce a reprezentat Cetatea Neamțului. Sigur. Pentru că e aceeași problemă. Eu văd aici o vină a celor din primărie care ar trebui la fel măcar să-i plătească un profesor de istorie, să-i dea, ia 100 de lei, facem contract. Măi, plimbă-te câteva ore, uite două ore pe la aceste tarabe și explică la celor oameni care vând că sunt oameni simpli, n-au tot școală. Exact. Măi băieți, exact. Asta a fost o cetate construită atunci. Hai să venim, uite, e bine să scoatem, venim cu brelocuri, cu așa, să prezentăm aia, cu cetatea, ce a fost cetatea, cu broșul și așa mai departe. Păi dacă vine la de la Lacul Roșu, și el știe că acolo merge brelocul cu Vlad Țepeș sau nu știu ce, lasă că-l vindem și aici. Așa este. Dar ceea ce nu s-a întâmplat, am fost și eu, m-am plimbat și dumneavoastră cu siguranță, într-adevăr, te duci... Nu ai ce lua, nu ai ce cumpăra. Dacă mergi cu un prieten venit din afară sau cu cunoștință cu cineva și vrei să iei un suvenir, nu ai ce să iei. Așa este. Multe chicioase făcute prin China, apropo de meșteșugarii noștri, nu mai există nici meșteșugari. Exact, că nu sunt încurajați. Iarăși nu sunt încurajați. Nu sunt încurajați, da. Să-și practice meșteșugul. Nu sunt încurajați. Din păcate, politici la nivel guvernamental prea puține sunt pentru protejarea meșteșugurilor. Păcate. Cu tristețe. Dispar. O să dispară și astea. Dispar. Deci, până la urmă... Nu sunt încurajați, sunt puși să plătească tot felul de taxe, ori, după cum știți și dumneavoastră, veniturile lor sunt foarte fluctuante și sunt mici. Și nu au de unde să-și mai plătească și taxele suplimentare de practicare meșteșugului. Este practic inuman să-i pui unui meșteșugar o taxă de practicare a meșteșugului. Nu este corect. Așa este. Trebuie să te bucuri că mai ai și să-l încurajezi să transmită mai departe meșteșugul. Asta ar trebui să fie. Așa este. Deci că eu am impresia și cu siguranță nu mă înșel, că avem oameni acolo unde ăia care iau decizii sus la București, în primul rând, mulți dintre ei sunt nepregătiți. Poate sunt și oameni pregătiți care au fost și miniștri buni. Nu vreau să vorbesc despre actualul ministru sau cei care au mai fost, că unii au fost vai de capul lor, au fost și miniștri ok care s-au implicat și știu ce înseamnă istorie. Dar cred că și aici ar trebui să fie o lege. Nu punem ministru la cultură, nu punem unul care a vândut castraveț acum 5 ani sau a făcut cine știe ce. Bă, punem un om care are expertiză, care știe cu ce se mănâncă, secretarii de stat la fel, adică nu ocupăm funcția de secretar de stat pentru că trebuie să le ocupăm și să oferim sinecuri. Ăluia. Eu așa văd că sunt niște zone unde trebuie să dai dovadă de o atenție deosebită, pentru că pui niște neaveniți, niște nepricepuți care îți distrug. Nu poți să-ți bagi joc de istoria unui popor. Eu așa văd lucrurile, nu știu, poate greșesc. Și nu este complicat. Noastră, din punctul de vedere al specialistului, credeți că ar fi atât de greu să punem lucrurile la punct în această chestiune a patrimoniului cultural național? Nu, pentru că într-adevăr sunt oameni care sunt pregătiți în domeniu, sunt oameni care cărora le pasă de acest domeniu, sunt oameni care se implică la nivel local, se implică, sunt oameni cu care noi colaborăm, pe care îi întâlnim și avem șansa să lucrăm cu ei și cărora într-adevăr le pasă și care fac ceva pentru patrimoniu. Și pentru că ați vorbit despre interesul autorităților locale, trebuie să remarc că aici în municipiul Roman există un interes mai crescut al autorităților locale față de patrimoniu. Și aici vorbesc despre restaurarea bibliotecii din Roma, vorbesc despre restaurarea școlii Iliescu, vorbesc despre restaurarea școlii Vasile Alexandrii, vorbesc despre Casa Celebidache, care este tot la primărie, vorbesc despre licee, cum arată, despre Roma în vodă corpul A, Roma în vodă corpul B. Deci a existat un interes și o implicare mai mare și deja se vede. Se vede că arată cumva altfel aceste clădiri de patrimoniu care sunt ale primăriei. Este foarte ușor atunci când ai oameni în domeniu, în primărie. Așa s-a întâmplat în cazul Romanului. Au fost oameni care au înțeles. Există și o comunitate locală care este destul de activă aici și pe care o felicit, pentru că, într-adevăr, sunt, cred că, de dat exemplu cei din Roman. Și așa s-ar putea întâmpla peste tot, dacă s-ar ține cont de părerea
opinie publică și dacă ar fi atras specialiștii. Pentru că uitați-vă, de exemplu, la Piatra Neamț, cum a fost discuția despre parcul zoo. Și știți ce scandal a fost acolo? Că să se desfințeze parcul, să se facă acolo un depozit, că așa până la urmă parcul zoo va fi o grădină publică, grădina Nicu Albu. Cum e normal? Cum este normal, da. Este și lângă casa Nicu Albu și m-aș bucura dacă primăria Piatra Neamț ar cumpăra și acea casă, să o restaureze și să facă un complex acolo. Da. Sigur că da, pentru că și proprietarii nu au posibilități financiare. Și iată, va rămâne această grădină publică și nu se va interveni agresiv. Deși, la un moment dat, ideea de la care s-a plecat a fost cu totul alta și atunci am sărit și noi, au sărit și cei din Piatra și au spus, doamne, nu se poate. Deci trebuie cu puțină presiune și din plan local se pot rezolva anumite lucruri, numai că trebuie să existe interes și în special în administrație. Și trebuie să ții cont, adică nu trebuie să fii legat la ochi să mergi în continuare cu niște idei greșite. Trebuie să ții cont și de ce îți spune celălalt specialist, mai vor, îl întrebi și pe cel, și pe inginer, îl întrebi și pe arhitect, îl întrebi și faci o echipă de oameni pregătiți și atunci sigur că proiectele care vor rezulta vor fi bune pentru comunitate. Absolut. De fapt, ăsta ar fi și interesul. Sigur. Da, aș vrea să comentați puțin știrea asta. Nu e foarte veche. Domeniul Știrbei din Buftea are 24 de hectare. A fost vândut pentru 1 milioane de euro unei firme controlate de o apropiată familie Voiculescu după ce statul nu și-a exercitat dreptul de preemțiune. Deci la fel că de asta am deci statul a refuzat să-și exercite dreptul de preemțiune. Da, motivul cred că este că nu sunt finanțe, nu altul. Și acest domeniu Știrbei a ajuns din Buftea, a ajuns pe mâna, dar până la urmă vedeți, nu contează atât de mult pe mâna cu ei a ajuns. Contează ce se întâmplă. Ce se întâmplă în continuare. Că e apropiatul ăla, că e cu tare, cu tărică. Sigur. Important este să nu își dorească să construiască acolo un niște birouri. Exact, exact. Știți? Să distrugă. Distrugem și facem niște birouri. Știu eu ale, nu știu cui, firme, da. Și așa mai departe. Da. Deci și lucrurile astea, apropo de obligația proprietarului, cred că ar trebui, știu un caz și aici la Roman, dar așteptăm să vedem ce o să spună instanța acolo, ți-ai cumpărat o casă, vezi că ai niște obligații și de fapt nu faci decât să dezinteresat să-ți arăți într-un mod, zic eu, irresponsabil și așa agresiv șmecherește, să arăți dezinteresul și dezinteresul faptul că te doare în cot de lege, de prevederi legale, pentru că oricum tu contești decizii, amenzi și așa mai departe. Timp în care ceea ce tu ai cumpărat se degradează și în curând se și prăbușește. Deși legea așa este, cam obligă, chiar dacă s-a prăbușit și decizia este împotriva ta, nu ți-e, poți să fii obligat să construiești de la zero. Sigur, nu? Sigur că da. Poți să fii obligat să readuci imobilul la situația inițială. La momentul în care l-ai preluat tu, atunci când l-ai cumpărat. Și atunci ce faci? Te apuci să refaci tot ceea ce ai stricat. Absolut. Dar din păcate știți care este problema? Refaci, dar nu mai este ceea ce a fost. Pentru că se pierde din substanță, se pierde din autenticitate și atunci nu mai poți să zici că este acea clădire valoroasă care exista la început. Este deja o replică. Am înțeles. Asta este durerea mare. Deci nu să sunteți convinsă că s-ar putea pune ordine în acest domeniu lejer. Da, se poate pune ordine dacă vor ajunge oamenii cu pregătire să aibă un cuvânt de spus, dacă va exista o lege și cred că dacă va exista un cod al patrimoniului foarte bine pus la punct și cu amenzi destul de mari și cu angajarea responsabilității autorităților publice locale să facă mai mult pentru patrimoniul pe care îl dețin, cred că se poate pune regulă în acest domeniu. Dar există dezinteres, necunoaștere sau anumite interese? De ce perpetuează situația asta? Am vorbit despre conaci care arată în halul în care arată. Eu nu cred că nu există oameni care au putere de decizii să nu vadă ce se întâmplă cu ele. Adică trebuie să fii imun la orice. Nesimțitor, ca să nu zică că e jignim. Să nu treci pe lângă un conac din ăsta care arată în halul în care arată și tu să nu zici, băi, nu se poate. Hai să facem ceva, că uite, nu este singur. Eu nu cred că și presa scrie periodic. Permanent. Atrage atenție. Eu știu că presa este monitorizată. Tu când te duci la minister și îți bei cafeaua și când vezi că, iată, conacul Bentoiu este în prag de
prăbușire, pentru că nu s-a mai intervenit asupra lui, a fost lăsat de izbeliște. Și să nu te doară inima, bine, dacă ești atât de proști și ce a fost Bentoiu, e problema ta. Dar ai la dispoziție goagălul. Dai pe goagăl și vezi, și poate te cuprinde așa un fior și zici, bă, uite, eu stau aici în birou ăsta, unde vecin în birou alăturat o fi stat Bentoiu în perioada acum 70 de ani. Chiar atât de nepăsător să fie, chiar atât de... Eu înțeleg că trăim într-o altă lume. Interesul nostru este, al unora, să facă banii ei, să plimbe pe la Paris, că e mai frumos, pe la Grecia, prin Grecia că e mai frumos, să-și fac poze pe lângă obiective turistice din toate pozițiile și când vin aici dau cu copita, efectiv. Nu, dezinteres total. Nu punem în valoare nimic, nu avem bani, nu cumpărăm, nu ne exercităm dreptul de preemțiune că nu sunt bani și așa mai departe. Mi se pare efectiv că țara asta de 30 de ani este pe mâna unor oameni care sunt efectiv trăzători de țară, că altă explicație nu e. Nu poți să-ți bați joc de acest potențial. Iar odată cu trecerea timpului se vede, și noastră știți mai bine decât mine, se vede că nu mai ai ce să recuperezi, ce să recondiționezi, ce să salvezi. Că vom ajunge să nu mai avem obiective, să nu mai avem clădiri, să nu mai avem la cine raporta atunci când vorbim de patrimoniu. Și dacă nu vom mai avea patrimoniu, nici noi nu vom mai exista. Asta exact, este tragedia. Exact. Pentru că o țară care nu are identitate, o nație care nu are identitate, dispare. În mod automat. Știți ce îmi pare mie rău și nu am reușit să fac până acum și nu știu dacă voi mai avea o dată ocazia? Mi-am dorit foarte mult să merg la Cernăuți. Să văd Cernăuțiu. Ei, cu situația conflictuală de acum, nu cred eu că voi mai avea ocazia să mai merg sau dacă voi mai ajunge să văd ceva în Cernăuți. Pentru că știți ce îmi place la Cernăuți? Cernăuțiu este un oraș, este o zonă unde s-a conservat orașul vechi și s-a intervenit numai în exterior. Asta ar trebui să existe și în orașele noastre unde există centre istorice. În centru istoric să nu ai voie să intervii deloc cu construcții noi. Acolo doar să fie conservare, să fie puse în valoare și atât. Doar în exterior să poți să intervii. Asta nu se înțelege la noi. Da, și mă uitam, nu știu, parcă este un făcut. Există un mare respect față de istorie în orașele din Ardeal, în zona noastră a Moldovei. Am văzut că Iașiul, într-adevăr, mai păstrează, mai există grijă față de anumite zone. Da, dar și acolo se intervine, și acolo se intervine foarte agresiv. Tot pe interese imobiliare și așa mai departe. În schimb, în orașele mai mici, în jalea de pe lume. Da. Galațiu a fost la fel, un oraș vechi, cu care a avut locul lui în istoria acestei țări. Și Galațiu este cam, e debandată prin el. Nu mai spun, Roma nu s-a mai salvat. Uite, se mai salvează ce se mai poate salva. Piatra Neamțului, din punctul meu de vedere, este zero. E undeva, și făceam o comparație, poate o să mă înjure unii, cu Gheorgheniu. Gheorgheniu este un oraș care, din punctul ăsta de vedere, stă extrem de bine. Deci oamenii își respectă istoria. Deci da, demonstrăm că nu înțelegem niște lucruri. Eu așa văd. Nu, pentru că nici când s-au elaborat regulamentele, este foarte important să ai un regulament de urbanism foarte bine pus la punct într-o localitate. Dacă nu faci regulamentul de urbanism bine, atunci te vei confrunta permanent cu asemenea probleme. Tu trebuie să impui niște restricții și oamenii trebuie să știe că peste tot în lumea aceasta trebuie să construiești respectând niște reguli. Nu faci cum vrei tu, ce culoare vrei tu, ce dimensiune vrei tu. Nu, domnule, nu există nicio țară în care, și am fost și în Germania, și am fost și în Olanda, și în Belgia, nu există nicăieri cum vrea proprietarul așa să se facă. La noi așa, așa vrea proprietarul, așa facem. Nu se poate așa ceva. Nu rabat de la lege, dacă nu spun așa. Sigur, când tu ești într-o zonă cu un anumit specific, cu o anumită înălțime a clădirilor, cu o anumită coloristică, cu o anumită învelitoare, tu trebuie să respecti acel regulament. Nu suntem. De aceea apare un acoperiș albastru, unul verde, unul maro. Din punctul de vedere, e jalea de pe lume. Unul mai înalt, unul mai mic. Și, exact. Și aici aceeași poveste. Într-adevăr, aici e vina administrațiilor publice locale. Sunt localități care efectiv te sperii când le vezi. Spune mai ales și dacă intri de pe o colină în ele, da, și vezi că e de fapt un mozaic. Da. Arată un Eu nu înțeleg de unde s-a luat acest lindab albastru și cum poți să permiți cuiva să-și pună lindab albastru la casă. Absolut. De ce se permite? Sunt total de acord cu asta. Ar trebui să existe niște reguli de urbanism foarte clare. Da. Nu construiești acolo decât cu acoperiș cu tare, cu pereți Sigur. Cu tare. Dacă asta toate sunt cu țiglă și tu spui țiglă. Absolut. Păi sunt niște reguli simple, de bun simț. Nu facem un ghiveci. Da, vedeți că se mai întâmplă și lucruri frumoase apropo de patrimoniu. Știți că recent s-a semnat dispoziția de demolare pentru Catedrala Plața, clădirea construită ilegal în vecinătatea Catedralei Română-Catolice de pe strada General Betlo din capitală. Dar sunt rare. Uitați că avem și poza. Eu nu știu cum
a îndrăznit să facă așa ceva acolo. Da, nici eu nu înțeleg cum a putut să fie ridicată această clădire și nimeni să nu vadă ce se întâmplă acolo, nu știu. Reprezentanții bisericii au dat în judecată și s-au judecat. Da, probabil că sunt sufocați deja. Sufocați, efectiv. Mi-a dat seama, vorbim de un proces care a durat ani, cred că aproape 10 ani, da. Ca să ajungi la o decizie să demolezi. Bine că primarul Oprescu a fărfăit-o, doamna Firea la fel. Bine și uite că biserica este încă în stare bună, stare de conservare, bună, da, că exact. Putea să aibă efecte negative asupra acestui monument. Cum să nu? Cu siguranță. Această construcție atât de agresivă lângă... Da, sunt interese, sunt oameni cu foarte mulți bani care nu dau doi bani pe patrimoniu, pe clădiri, monument istoric, adică puțin le pasă. Dacă el vrea să-și facă o clădire de birouri, nu fac acolo. Se duce la primar, ăla zice, bă, trebuie să mă pun rău cu ăsta, că nu mă ajută în campanie și așa mai departe. Și uite, așa e un cerc din ăsta vicios, politica de România, se întâmplă ce se întâmplă. Iar interesul, nu văd interesul la comun, interesul comunității. Și merg în Occident și nu învață nimic. Am fost în Occident, am văzut fabrică care a fost conservată și în care a fost înființat un muzeu și să vedeți ce succes are și merg copiii acolo, merg tineri, fac activități școlare. Deci se poate face foarte mult și le-am spus de atâtea ori, de ce trebuie să demolați o clădire veche? De ce nu vă faceți investiția folosind această clădire? Eu să vă spun sincer, să fie un magazin într-un conac boieresc, să fie un market. M-aș duce cu mare plăcere. Aș intra în acel conac. Dar care ar fi problema? Pe care ar fi? Din contra. Este mai plăcut. Te duci de drag. Cum păi nu? Mă duc să văd clădirea, să au conservat ușile, au conservat... De ce nu? Exact. Mai ales că nu ți interzice legea. Sigur. Să faci comerț într-o astfel de clădire. Da, ce a spus dumneavoastră apropo de altfel de turism, a pune în valoare istoria, ce ați văzut în Germania, am înțeles că este o practică, de exemplu, fabricile care au fost dezafectate nu au fost demolate, ele au fost puse în valoare și au devenit obiective turistice. Și la noi sunt o groază de lucruri. E termocentrala aia, cred că termocentrala a fost la Fântânele spre Bălăușeri, Târgu Mureș. Am văzut undeva în stânga, tot felul, când mergi spre Bălăușeri, s-a discutat că acolo vor să facă un astfel de obiectiv. Foarte bine ar fi. Dar e la nivel de discuție. Dar la Roman știu că au fost în anumite cercuri, e vorba de fosta fabrică sau fabrica de zahăr, are niște clădiri care puteau fi clasate. Da, fabrica de zahăr are clădiri de patrimoniu, deja sunt clasate. Sunt clasate, da. Și ăsta este norocul, pentru că fiind clasate, ele sunt protejate. Asta înseamnă că proprietarul trebuie să... Trebuie să aibă grijă de ele, nu are voie să le demoleze, trebuie să le întrețină permanent, trebuie să intervină cu lucrări de conservare, restaurare asupra lor. Sunt clădiri deosebit de frumoase și chiar și acel vechi cartier al caselor muncitorilor de la fabrica de zahăr este clasat ca ansamblu. Deci fantastic. Ansamblu caselor muncitorilor. Poate fi pus în valoare, poate sigur, fi pus în valoare. Sigur, sigur. Proprietarii pot să facă niște bani de acolo altfel? Cred că ar putea să facă. Să nu ar putea să facă. Sigur. Sigur, nimeni nu le interzice. Cred că mulți asta nu înțeleg. Băi, că e de patrimoniu, nu poți să intervin. Știți că sunt mulți care ne spun? Da. Vai, știți, eu am o clădire, dar nu pot să fac nimic pe ea. Cine v-a spus că nu puteți să faceți nimic cu acea clădire? Ba, din contra, puteți să faceți foarte multe lucruri. Avem, de exemplu, hanul Caragea de la Ștefan cel Mare. Este un han care se află tot așa pe traseu spre hanul Ancuței. Este un han de culoare verde, un han mai modest, mai micuț, care este pe acel traseu și care a fost a unei proprietar care acum locuiește în Iași. Persoana n-a mai putut să-l întrețină, l-a vândut unei alte familii, de tineri, o mare surpriză pentru noi, din zonă. Și tinerii au venit și au spus, noi ce putem să facem cu acest conac? Stați să vă spun ce putem cu acest conac. Puteți să faceți în felul următor. Puteți să-l întrețineți, puteți să locuiți în el, puteți să faceți aici un magazin, o afacere, ce vreți dumneavoastră. Important este să-l conservați cât mai bine. Exact. Deci nu-ți interzice nimic. Nu ai voie să intervii asupra lui, exact. Asupra clădirii. Exact. Nu ai voie să intervii agresiv, nu ai voie să-l demolezi, nu ai voie să-i distrugi elemente. Adică poți să-l reabilitezi, Doamne ferește, poți să vii cu lucrări de poți să și extinzi dacă permite legea să mai și extinzi, dar trebuie să respecte anumite reguli. Să ai niște aprobări. Da, foarte interesant. Poate cei care au urmărit, au înțeles niște lucruri în urma acestei emisiuni. Trebuie să punem punct aici că nu mai avem timp. Am depășit. Mulțumim, Alex, pentru că ai acceptat și în această seară să depășim timpul alocat emisiunii. Vă mulțumesc foarte mult, doamna director. Eu vă mulțumesc pentru posibilitatea de a discuta din nou despre patrimoniu și sunt convinsă că cel puțin câteva persoane din cele care ne-au ascultat astăzi vor lua măsuri și poate că vor mișca cumva lucrurile în direcția bună în acest domeniu. Dar nu este complicat, este simplu, trebuie să înțelegem niște lucruri. Asta este părerea mea, să înțelegem niște lucruri și să respectăm ceea ce avem și să avem grijă de ceea cât ce avem. Cât mai avem. Cât mai avem, pentru că se degradează și o să dispară. Iar copiii noștri, nepoții noștri o să plimbe pe aici și o să zică poate pe aici cândva trecea un râu, vorba aceea. Exact. Cine știe ce o mai fi peste ani și ani. Să dea Dumnezeu ca să le dea minte celor de la București care au decizia în mână, să dea Dumnezeu ca administrații locale să fie
populate și cu oameni, da, populate și cu oameni care știu ce înseamnă istorie și care cunosc importanța, ce înseamnă importanța acestor clădiri, cât de importante sunt ele, că de fapt fără istorie ești nimic, părerea mea. Da, asta trebuie să înțeleagă și alții. Încă o dată mulțumesc, Rămâna. La revedere, mulțumesc mult. Și noastră, stimați telespectatori, să aveți o seară minunată. La revedere, numai bine.